Domnul Nicolau, să plângi de bucurie astăzi seară mi se pare ceva firesc, pentru că trăim alături de această echipă de mult timp, multe frustrări și astăzi am explodat, domnul Nicolau. Bună seara! Bună seara, Gabi! Bună seara, fraților de sânge roșu albastru, oriunde s-ar afla. Să știi că a plânge pentru Steaua seara asta e un lucru sublim. Eu am făcut-o și sunt mândru de asta. Și nu pun pe seama, știu, de trepitudine sau faptului că, mă rog, am o anumită vârstă. Sunt mândru că sunt suporterul acestei minunate echipe și mă gândesc că cu nostalgie că iubesc această echipă de 60 de ani. Spectacolul din seara asta a fost absolut sublim. Am demonstrat valoare, consistență și deasupra tuturor a primat dragostea nemaipomenită a românilor pentru Steaua. Pentru Steaua care nu mai e de mult o simplă echipă de fotbal, nu mai e de mult o echipă, mă rog, simpatizată. Steaua pur și simplu este fenomen social și asta este o expresie care, mă rog, e oarecum demonetizată, dar pentru mine Steaua este unică, Steaua este, pentru mine este un mod de a trăi și mă bucur de Steaua așa cum mă bucur de nepoțica mea. Este, să vă trăiască amândurora le urăm viață lungă și frumoasă și fericită. Asemenea tuturor steliștilor și a celorlalți români care nu sunt steliști și care în sufletul lor, mă rog, mai cu plăcere, cu mai puțină plăcere, trebuie să recunoască că Steaua este regina. Și așa a fost întotdeauna. Steaua a fost ca o campioană inimitabilă, o campioană care a născut atâtea pasiuni, care a continuat dragostea de la generații în generații. Tatăl meu, fie iertat, a fost un stelist de la începutul existenței clubului și de-aia mă face să zâmbesc în momentul în care sunt numit pe unii sau de alții boier, gicist, memeist sau mai știu eu cum. Eu iubesc sau prin intermediul familiei mele care au iubit această echipă încă de la apariția ei. Și sunt mândru, sunt fericit și puțin confuz pentru că dragostea și bucuria care greu poate fi cenzurată, naște câteodată și puțină confuzie. Da, te rog. Parcă nu știm ce să spunem mai înainte de această bucurie. Adică de această bucurie parcă nu ne găsim cuvintele. Regină, fenomenal, așa este, zice Costi Nico. Fenomen social, un stil de viață. Ați pronunțat câteva expresii care într-adevăr traduc numele echipei noastre. Este ceea ce așteptam de mult timp, dar parcă acum, după ce au trecut cei 9 ani, i-am șters cu buretele și vom arăta câtă bucurie ne-a creat acest titlu, mai ales dacă îl vom câștiga după meciul cu Rapid. Acum, știți cum e baz Rapidul, nu poți să fii matematic, aștepți a doua zi și pe urmă te bucuri acasă. Dar e bine și așa, nu contează. Important este să fim campioni înaintea următorului meci de după Rapid, când începe play-off-ul. Sunteți, cât de fericit sunteți acum și dacă într-adevăr sunteți fericit, cât pentru 9 ani la un loc și la ce vă gândiți, ce vă face atât de fericit după această perioadă lungă? Dacă mi este permis, Gabi, am să spun două cuvinte. Acum când sunt cuprins într-adevăr de o stare de grație specială, cel mai mult și cel mai mult mă bucură în momentul în care îmi pun filmulețele cu galeria, cu când văd suporterii care au revenit în special datorită eforturilor lui Gigi Mustață, care îi mulțumesc și cu această ocazie, dar cel mai mult mă bucură grădinița lui Gigi Mustață. Mă bucură până la lacrimi când văd copii între 6, 14, 15 ani,
care cresc, care sunt bântuiți de această patimă nestăvărită, de această dragoste pe care o vor purta în inim și în suflet o viață întreagă. Iar lucrul ăsta, faptul că văd crescând generațiile astea de copii atât de îndrăgostiți de fenomenul Steaua, mă face să am o mare, mare satisfacție pe care absolut nu am cum să o exprim, deși de regulă mă descurc destul de ușor când vreau să exprim un sentiment. Sunt extraordinar de bucuros că Steaua, în ciuda atâtor opreliști, atâtor piedici, atâtor răutăți, atâtor nedreptăți care s-au făcut, dintr-un chestie absolut ciudată, bazinul de suporter s-a mărit, s-a mărește, s-a mărit mereu în ciuda tuturor. Steaua e iubită și va fi din ce în ce mai iubită. Iar odată cu titlul câștigat anul ăsta, pentru că în momentul ăsta eu nu mai am niciun fel de dubii. Până astăzi am mai avut mici dubii. Odată cu câștigarea acestui titlu, pur și simplu se creează un alt punct de plecare pentru o altă generație de stelist și asta îmi umple sufletul de bucurie și de speranță. Scuză-mă patetismul ieftin, dar nu-mi pot stăpâni sentimentul de dragoste. Eu am niște trăiri extraordinar de profunde pe care mi le mai temperez cu câte doi pumni de medicamente, dar acum mulțumesc frumie divină că s-a terminat așa și că trebuie să ne bucurăm, să învățăm să ne bucurăm, pentru că merităm cu prisosință lucrul ăsta. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să, fără niciun fel de urmă, chestie de-asta ieftin așa, aș vrea să-ți mulțumesc ție și lui Virgil Boglea, care, dacă, mă rog, s-a retras oricum strategic din prin plan și îl înțeleg în anumite chestiuni, și mai ales Gigi Mustață, care a coagulat întreaga dragoste a suporterilor, a avut răbdare, a avut foarte, foarte mult spirit, culmea, un spirit pedagogic pe care nu îl bănuiam, o știință de a-și câștiga prin respect, l-a arătat tuturor respectul lor, a câștigat generația asta tânără. Când văd tribune pline în deplasare, îmi crește pulsul la 200 și îmi caut repede metoprolul. Glumesc. Da. Dar n-am cum să nu-ți mulțumesc și ție, Gabi, care cu stăruință, în ciuda tuturor atacurilor murdare, mârșave, absolut incalificabile, ale unora care se auto-intitulează creator de, mă rog, de conținuturi deosebite, formator de opinii, care cândva erau alături de noi și iubeam aceeași echipă, dar în momentele astea de bucurie, trebuie să lăsăm răutățile și să ne bucurăm noi pentru reușită echipa noastră de suflet. Cu rugămintea de a fi iertat pentru că am vorbit prea mult, îți mulțumesc că m-ai sunat ca să ne bucurăm împreună și vreau să urez speliștilor din toate colțurile pământului să fie sănătoși, să fie fericiți și să ne bucurăm împreună de marea noastră dragoste comună, Steaua București. Aș vrea să vă rog, după ce închideți telefonul, să citiți mesajele care spun totul despre intervenția dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru cuvintele care creează emoție când vă ascultăm. Vin din partea unui om care spuneți că țineți cu echipa aceasta de 60 de ani și prin aceasta se spun multe. Aș vrea să vă bucurați de faptul că susținerea spuselor dumneavoastră vine din faptul că Ion Dan Mânzu, când s-a terminat meciul și a luat bilete de avion, că Romeo Creangă a planificat să vină de la Iași la București, că Alexandru Gaia a plâns în direct la finalul meciului, ne-a făcut pe toți să plângem. Toate aceste informații, toate aceste întâmplări, toate aceste fapte palpabile dintr-un grup de foarte multe altele pe care noi nu le știm, care s-au produs astăseară,
o tribună plină la Cluj-Napoca, unde s-a luat titlul 5 ani la rând, să vină o tribună plină să strige campionii campionii, să vedem mii de oameni la Cluj-Napoca, unde s-a luat titlul de 5 ori degeaba și n-au reușit să facă o galerie, să vezi cum steliștii se ridică în picioare la gol și când se apropia finalul să cânte pentru echipă, să aprindă luminițele telefoanelor, ne fac... Aveam lacrimi în ochi și vorbeam în acele momente cu un fost coleg de liceu care este medic în Statele Unite și pe care eu i-am transmis prin empatie starea mea și am început să zic, bă, plec și eu acolo unde sunt, bă, hai stau. Din steluța noastră și jucam în liceu, steliștii cu dinamoviști, iar era portar în echipa noastră steliștilor. Niște chestiuni care nu se... aș vrea să vă mulțumesc pentru că m-ați suportat și aș vrea să termin într-adevăr dacă am fost un absolut, nu un tataie absolut patetic, aș vrea să închei foarte și să spun tuturor suporterilor Stelei, oriunde s-ar afla, fratele își vă iubesc. Și noi pe dumneavoastră și rog pe cineva care se pricepe să-mi trimită în această noapte această intervenție a domnului Adrian Nicolau, cum spune cineva foarte bine, îmi dau lacrimile de emoție auzindu-l pe stimatul domn Nicolau, spune Gigi, al cărui bunic a murit înaintea meciului de etapa trecută și din păcate nu se poate bucura de acest al 27-lea titlu, dar Gianni e cel care a spus că e de seamă cu băiatul meu, m-a văzut sâmbătă la meci și va fi din nou sâmbătă cu tatăl lui. Îl aștept, dacă mă vede, să vină să ne îmbrățișăm. Îi spunem condoleanțe pentru pierderea suferită. Și condoleanțe. Și asta vreau să închei. Tot ceea ce a spus, tot ceea ce s-a întâmplat aici în această seară pe canalul de YouTube Templul Sportului arată cine suntem noi. Punct. Vă mulțumesc, domnul Nicolau. Cu toată dragostea. Asta. Doamne ajută, mulțumesc că intervenția domnului Adrian Nicolau, o să rog pe cineva care mi este prieten pe Facebook sau o să mă ajute să decupeze intervenția domnului Adrian Nicolau, care trebuie să fie transmisă pe diferite rețele de socializare.